discuta după amanții. Nu mai, nu mai, n-am să discuta. Nu, hai mă, lasă-mă, lasă-mă în pace. Nu, n-am, ce să vă dai? Nu, ce să vă dai? Domnul Ion, hai, nu, că nu știu. Domnul, nu stai. Ceea ce s-a întâmplat în culise între cei patru protagoniști ai nou formatului Patrulater Amoros întrece orice imaginație. Iubita lui Vali, cel care a produs acest scandal, a dovedit că nu se împacă deloc cu ideea că a fost înșelată cu Oana Lis. Așa că a sărit să-l bată pe cel care a sădit ura în sufletul lui Viorel Lis. Ajunge, gata! Uite că mi-ai rupt brățara! Stai! Băi cu coară! Bă, băi cu coară! Terminați odată că m-am săturat! Așa face și acasă. De parcă nu ar fi fost de ajuns ce a făcut, Alina, turbată de furie, a fugit să o caute pe Oana Lis, care tocmai ieșea de la toaletă. Iar când a văzut-o pe Alina, desfigurată de furie, a început să tremure. Unde-i Oana? Că vreau să merg după Oana, că uitați ce s-a întâmplat. Haideți că nu se poate. E la baie, da, lasă-mi face. Băi, Horaciu, du-te. Stai. Oana, ce-ai făcut din cauza ta? Uite ce s-a întâmplat, a venit-o... Da, nu mai ziua așa la mine, că gravidă, doamne. Da, ești gravidă și te plimbi toată ziua. Păi și te-am plimbit, ce? Să iasă și aia la toaletă, să iasă să avem o discuție civilizată aici. Dar nu se mai poate. Doamne, mai încet că... Da, înțeles, dar nu se mai poate, nu vedeți ce face. Dar Doamne ferește, dar vorbim ca oameni, în primul rând că sunt gravidă. Tu dacă nu poți să faci copii, nu e vina mea. Păi da, că sunt stresată. Toată ziua Valentin vorbește cu tine la telefon. Dorim mult acest copil și nu ai dreptul tu să vorbești despre mine. Noi da, ți-ai dorit cu Valentin, nu? Poate că acest circ incredibil între cele două femei ar fi continuat la ușa toaletei, dacă nu ar fi venit domnul Lis să-și recupereze soția. Hai mă, hai te rog frumos, hai, da, merg. Hai, să mă păruiesc, că, na, ce să facă, m-aș nici m-a... Merg, lasă. Da, dar nu se poate, dar... Gata, hai, du-te mă la iubitul tău, gata, dar nu se poate așa ceva. Oana, recunoaște că m-ai înjurat în telefon. Dacă m-a telefon cu telefoane, lasă-mă. Hai mă, gata. M-a înjurat de mamă, nu ai cuvinte urâte, mi-a spus de mamă, de tată, de bunică, dar nu se poate așa ceva, dar ea nu are părinți, ce e asta? Du-te mă la tipul ăla. Ce să-i fac? Dacă nu ai trezesc, păi liniștește. Nu vezi cum faci? Oana, tu ești vina cea mai mare care o porți în toată discuția asta. De ce ai făcut copil cu Valentin? Vali e de vină, crede-mă. Te-ai întâlnit cu el pe ascuns, știai că are relații, te-am sunat, ți-am zis termină, te rog, uite că mă bate. De toată ziua face asta, zici că nu, te dai pe mine, hai să ne liniștim puțin. Ajunge, hai. Du-te, Oana. Da, te rog, cred că mi-a crescut tensiunea, că nu mai pot.